Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. Ei i-au răspuns: noi suntem descendență a lui Abraham și n-am fost niciodată sclavii nimănui. Cum poți să spui, veți deveni liberi? Iisus le-a răspuns: adevăr, adevăr vă spun că oricine săvârșește păcatul este sclavul păcatului. Însă sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna, Fiul rămâne pentru totdeauna. Așadar, dacă Fiul vă va elibera, veți fi într-adevăr liberi. Știu că sunteți descendenții lui Abraham, dar căutați să mă ucideți, deoarece cuvântul meu nu găsește loc în voi. Eu vorbesc despre cele ce am văzut la Tatăl meu, iar voi faceți cele ce ați auzit de la Tatăl vostru. Ei au răspuns și i-au zis: Tatăl nostru este Abraham. Iisus le-a zis: dacă sunteți fiii lui Abraham, faceți faptele lui Abraham. Acum însă, voi căutați să mă ucideți pe mine, om care v-am spus adevărul pe care îl am de la Dumnezeu. Abraham n-a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei i-au zis: noi nu suntem născuți din desfrânare, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis: dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi, pentru că eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Eu nu am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, Duhul Sfânt să-i imprime în viețile noastre în această seară o nouă faptă de milostivire: a ierta ofensele primite. Cunoaștem cu toții greutățile vieții sociale, conflicte între soți, conflicte între vecini, între colegi, între prieteni. De multe ori aceste conflicte lasă în noi răni care se șterg greu sau poate niciodată. Cu cât se amână mai mult rezolvarea acelui conflict, cu atât depășirea și vindecarea rănii este mai grea. De aceea, avem cu toții nevoie de iertare pentru a redobândi echilibrul vieții, pentru a redobândi pacea și bucuria de a trăi. Ați auzit, cred, de multe ori vorbindu-se despre închisori, despre condițiile din închisoare, poate ați și văzut, dar știți care este cea mai grea închisoare? Este închisoarea din inima unui om, și anume neiertarea. Neiertarea este cea mai grea închisoare. Există oameni care trăiesc în neiertare, nu pentru că i-au pus alții acolo, ci pentru că au ales să stea acolo și au nevoie de harul Duhului Sfânt ca să poată ieși, să se poată bucura din nou, să poată trăi din nou. Veți spune: nu e ușor să ierți. Și cred că aveți dreptate. Cât de greu e câteodată să ierți. Muști și din cerșaf nu pot,
Și totuși, de câte ori, Doamne, până când să mă iert? Și cuvântul lui Hristos sună iar, iartă-l de 70 de ori câte 7, întotdeauna, dar până când, Doamne, nu mai suport? Și iarăși revine cuvântul, iartă. Dar e demonstrat un lucru, întotdeauna intrarea în iertare este grea, însă cel care o trăiește, efectul ei este întotdeauna profitabil. Cine nu crede aceasta, să trăiască în ură și va vedea consecințele urii. În schimb, cel care trăiește în iertare are pace, are bucurie, are liniște. Dacă urmărim toate evangheliile, vedem că există trei îndemnuri pe care Iisus le repetă în mod constant. Iubiți-vă unul pe altul, rugați-vă unul pentru altul și iertați-vă unul altuia. Iubiți-vă, rugați-vă și iertați-vă. Cred că Iisus a știut ce spune, pentru că în fiecare zi, cred, găsim o ocazie de a ierta. În fiecare zi intervine ceva, cineva pe care să-l iertăm. Cum ar trebui sau cum ar arăta lumea noastră fără iertare? Cum ar arăta un om care nu iartă? V-ați gândit vreodată cum ar fi în lume dacă nimeni ar ierta? În primul rând, cel care nu iartă este contagiat de acest virus al urii. De fapt, ca el, victima, se identifică cu agresorul și este la fel ca el, nu-i cu nimic mai bun. Ori, atunci când transformi gesturile de răzbunare în gesturi de iertare, aceste gesturi devin gesturi creatoare, creatoare de bucurie, de pace. Cine nu iartă, urăște și atunci are chipul agresorului. Nu este cu nimic mai strălucitor decât el. Mai mult, cel care nu iartă trăiește într-un veșnic conflict, mereu în tensiune, cu semnalul de alarmă tras, mereu agitat, consumă zilnic energie pe care ar putea să o folosească și altfel. Trăiește într-un stres continuu. Mai mult, cel care nu iartă, nu trăiește în prezent, blochează prezentul, închide poarta viitorului, trăiește doar în trecut. Gândiți-vă la un om care nu iartă. Mereu e frământat de trecut, de ceea ce i-au făcut alții. Pe lângă faptul că a fost rănit odată, se lasă rănit și în prezent. E victimă încă o dată. În urmă cu mai mulți ani, în America era un război între nord și sud, nordiști și sudiști. O doamnă primise ca moștenire de la părinți un arbore gros, de-l cuprindeau patru oameni. În timpul războiului, un obuz explodează, distruge întreaga tulpină și rămâne doar scoarța. Lângă copac începe să plângă, era singura ei moștenire. Războiul se încheie, cineva vine să evalueze pagubele și o întâlnește. Se prindea cu mâinile de cap, ce să fac? E singura mea legătură, moștenire de la părinți. Și atunci generalul îi spune, vrei să rezolvăm problema? Ai o singură soluție. Și îi spune, taie și uită. Taie și uită. De multe ori purtăm cu noi ca o povară cioturile trecutului nostru, scoarțe care nu ne mai folosesc la nimic, ci ne împovărează viața, ne împiedică să trăim în prezent și să lucrăm pentru viitor. Devenim sclavi ai trecutului. Taie și uită. Mai departe, cel care nu iartă este victima propriei greșeli. De fapt, este propria sau prima victimă a neiertării. El însuși. Am auzit odată doi prieteni discutând. Unul dintre ei
se plângea de celălalt, de care un alt prieten, care ori de câte ori îl întâlnește și vrea să-i spună ceva, avea un gest care îl deranja, îl lovea în piept, hai să spun ceva. Și spune el, nu mai suport, m-am săturat să mă tot lovească când vrea să spună ceva. Și m-am gândit așa, mă duc în oraș și când am ocazia cumpăr o bombă din aia mică și o pun sub cămașă. Și când o să lovească, o să explodeze bomba și i-am rupt mâna, l-am terminat. Și atunci o să stau liniștit. La care prietenul îl privește și îi spune, sigur, nu avea de gând să fac asta, dar ajunsese până aici. Știi ce vrei să faci? Știi ce ai de gând să faci? Gândește-te la un lucru. Dacă bomba aceea va exploda, prima dată îți va răni, îți va ucide ție inima. Și abia apoi, mâna celuilalt e posibil să o distrugă. Și mai mult de atât, nu uita că celălalt mai are o mână. Dar tu câte inimi ai? O singură inimă. Omul care nu iartă este condamnat la nefericire. Își distruge propria fericire. Se gândește mai mult la mâna celuilalt decât la propria inimă. Asta înseamnă a nu ierta. Nu permite să-ți distrugi fericirea pentru mâna celuilalt. Uită-te mai întâi la inima ta. Iubiți credincioși, așa ni se întâmplă nouă. Când ne gândim mai mult cum să ne răzbunăm la greșelile celuilalt, când suntem mai preocupați de cum am putea să ne răzbunăm decât de binele pe care am putea să-l facem. Oare să știți, răzbunarea aduce o fericire scurtă. E o privire narcisistă, pe când iertarea aduce o fericire de lungă durată. Răzbunarea nu vindecă răni, ci din contra, uneori adâncește răni. Iertarea e singura care vindecă. Ei bine, există însă multe idei greșite despre iertare, imprimate adânc în mintea noastră. Și aș vrea în această seară să încercăm să le demolăm, să le dăm deoparte. În primul rând vă spun că a ierta nu înseamnă a uita. Pentru că dacă a ierta înseamnă a uita, n-am mai avea materia primă a iertării. Ați încercat vreodată cu forța să uitați ceva? Ați reușit? Nu cred. Nu putem să ne poruncim să uităm o rană pe care cineva ne-a produs-o în trecut. Ea rămâne acolo în noi. S-ar putea să nu ne amintim o perioadă, dar apoi când o să ne amintim sau o să ne întâlnim cu persoana respectivă, din nou se deschide rana, din nou doare. Și atunci mesajul lui Hristos este, roagă-te și binecuvântează-L pe Dumnezeu pentru acea persoană, ca să-i umple viața de tot binele. Roagă-te pentru el ca Domnul să-i întoarcă gândurile rele. Este ceea ce noi, ca și creștini, putem să facem pentru cei care ne-au rănit. Să ne rugăm și să-L rugăm pe Domnul să le binecuvânteze viața. Și e posibil ca după 20 de ani, când ne vom întâlni din nou cu acea persoană, să ne amintim că ne-a greșit. Dar vom spune, l-am iertat, nu am nicio problemă, chiar dacă mă văd cu el. Dacă nu am iertat în felul acesta, mereu vom simți un disconfort și o rană adâncă atunci când ne întâlnim cu acea persoană. Apoi, a ierta nu înseamnă a nega și să spui, nu, de fapt stai că n-a vrut să mă rănească. Nu, acceptă faptul că a fost într-adevăr o rană. Recunoaște suferința, injuria pe care celălalt ți-a adus-o. E posibil să negi o bucată de vreme, spui, nu, n-a fost nimic. Dar la un moment dat, sentimentul dreptății din tine va răbufni. E ca un proi care se adună, iar când explodează, când pocnește, lasă în jurul lui doar mizerie. Nu nega suferința. Mai departe, iertarea nu se poate impune. Uneori părinții le impun copiilor, iertați-vă, împăcați-vă. Iertarea e un act liber. E o alegere a omului. Nu se forțează. Apoi, a ierta nu înseamnă a renunța
la dreptate. Nu există iertare fără dreptate. Nu este o capitulare în fața nedreptății. Mai mult, iertarea nu este o demonstrație a superiorității. Bun, te-am iertat, de acum eu sunt mai bun decât tine. Nu, eu te iert pentru că eu însumi am fost iertat. Eu sunt primul iertat. Meriți și tu să fii iertat, pentru că ești un om ca și mine. Ești o ființă fragilă, supusă păcatului, greșelii, asemenea mie. Și așa cum eu sunt iertat, și tu ai nevoie de iertare. Așadar, a ierta înseamnă a alege să nu te răzbuni. Implică voință, stăpânire de sine. Înseamnă de asemenea a ierta, a crede în demnitatea celuilalt, a crede în bunătatea lui, a crede că fiecare om și cel care te-a jignit puternic are ceva bun în adâncul ființei lui. A ierta înseamnă a te deschide unor noi posibilități de a trăi, de a vedea, a nu coborâ la nivelul de jos al răzbunării, ca să jignești și tu ca cel care a jignit. A deschide un orizont nou. Amintiți-vă Evanghelia de duminică. Cine-i fără păcat să arunce primul în celălalt. V-aș propune acum și o metodă de a ierta. O găsim în Sfânta Scriptură, dacă vă amintiți, în Vechiul Testament, este acolo un episod cu un băiat care a fost vândut de frații săi undeva unor negustori din Egipt. Și acel băiat vândut, după ce a stat o vreme în închisoare, pentru că a interpretat corect visele faraonului, ajunge un fel de prim-ministru al Egiptului. Între timp, frații lui trăiesc o foamete puternică și merg în Egipt să caute hrană. Și ajung chiar la ușa lui. Iar acolo când îi vede, izbucnește în plâns, îi iartă, îi privește și se comportă cu el, cu ei cu mare demnitate. Există câțiva pași a iertării aici. În primul rând, cel care iartă permite sentimentelor sale să se manifeste. Nu adună în el. E posibil uneori ca noi să ne simțim răniți de celălalt și celălalt nici să nu-și dea seama că ne-a rănit. Să trăiască ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Permite sentimentelor tale să se manifeste. Să plângi dacă e nevoie. Și apoi, vorbește despre jignirile de care ai avut parte. Spune, Iosif le spune acestor frați ai săi, eu sunt Iosif, cel pe care voi l-ați vândut. Le se adresează lor. Vorbește despre ceea ce trăiește acolo. Cel care nu vorbește, adună și adunând, riscă să producă răni mai adânci. Am citit nu de mult un caz într-o familie. Soțul a descoperit că soția îl înșeală și atunci venea acasă ca la hotel. Nu spunea un cuvânt. Nu i-a spus o vorbă soției. Soția fierbea. Se aștepta să spună ceva și după mult timp, nerostindu-și niciun cuvânt, ea n-a mai rezistat și într-o noapte l-a ucis. Atunci când nu se discută, atunci când nu se vorbește, atunci se produc cele mai mari drame. Iertarea devine violentă. Pardon, neiertarea devine violentă. Vorbește despre problemele tale, pentru că vorbind vor apărea și soluțiile. Un alt pas în a ierta. Protejează numele bun al celui care te-a ofensat. Vedem că Iosif, în momentul în care vorbește cu frații săi despre acestea, îi scoate afară din încăpere pe toți egiptenii care erau acolo. Rămâne doar el cu frații lui. Noi avem obiceiul că atunci când cineva ne-a rănit, să spunem la toți. De la vecina de apartament până la toți colegii de serviciu știu că cineva ne-a rănit. Ori cel care iartă protejează bunul nume al celui de care a fost rănit. Apoi, nu aștepta să ți se ceară iertare.
Noi de multe ori așteptăm, spunem, El a greșit, El să vină primul la mine. Iisus spune, tu iartă-L, fă primul pas. Nu să găsiți nicio logică aici. Pare ilogic, dacă El a greșit, cum să nu vină El? Lăsați logica în mâna lui Dumnezeu. E grea iertarea, dar întotdeauna e profitabilă. Apare de multe ori o întrebare, de exemplu într-o familie, când doi soți se ceartă. Cine face primul pas? Am întrebat odată la niște misiuni și un bărbat din spate ridică mâna. Bărbatul? Eu nu știu, cine iartă primul? În mod normal, iartă primul cel care iubește mai mult. Cel care este mai aproape de Domnul. Și cred că dumneavoastră, care sunteți aici în rugăciune în această seară, sunteți mai aproape de Domnul. Și dumneavoastră așadar, a trebuit să fiți primii care fac un pas spre această iertare. Apoi, încă un pas. Fă lucruri bune pentru cel care te-a ofensat. Fă un bine. Iosif așa a făcut, nu a întors răul cu rău. A făcut lucruri bune. E bine, în ochii lumii, cel care este jignit, Iosif, despre care am amintit, este un pierzător. Dar prin iertare, el a devenit un învingător. Pentru că iertarea întotdeauna aduce profit. Gândiți-vă numai din punct de vedere medical, câte boli sunt lăsate deoparte, eliberați de stres, de neliniște, ni se iau piatră de pe inimă. Spuneam de cele trei îndemnuri ale lui Iisus. Iubiți-vă, rugați-vă și iertați-vă. Atunci când ne vine greu să iertăm, să începem cu rugăciunea, să ne rugăm și atunci vom avea tăria de a ierta. Când nu putem să ne rugăm, să începem prin a ne iubi. Și în felul acesta vom ajunge și la iertare. Ei bine, întreaga istorie a mântuirii este istoria unui Dumnezeu care iubește iertând, de la începutul și până la sfârșitul lumii. Dumnezeu iubește oferind iertare, iar prin iertare omul iese învingător. Pentru că îl respectă pe om, în ciuda faptului că este mic, infidel, Dumnezeu îl iubește, îl iartă. Pentru că, notează Evanghelia, e mai mare fericire în cer pentru un păcătos care se întoarce decât pentru 99 de drepți care nu au nevoie de iertare. Iertarea întotdeauna e profitabilă. Modul în care astăzi Dumnezeu iartă, îl simțim palpabil atunci când intrăm în scaunul de spovadă. Acolo Dumnezeu iartă. De multe ori drumul spre scaunul de spovadă e un drum greu, dar până la urmă se demonstrează a fi profitabil. Ne vine greu uneori să ne apropiem, însă rodul spovezii e într-adevăr puternic. Și aș dori să vedem acum ce am putea face noi pentru a putea ierta cu adevărat. Patru gânduri scurte. De exemplu, să ne hrănim în fiecare zi cu iertare. Să nu treacă o zi fără să oferim iertarea și mai ales să nu apună soarele niciodată peste mânia sau neiertarea noastră. Doi soți au fost întrebați odată, care e secretul fericirii voastre în viața de familie? Și el povestește, noi în fiecare seară, înainte de a adormi, ne rugăm Tatăl nostru. Și când ajungem la cuvintele și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm, ni se strânge pielea în spate, iar dacă peste zi ne-am rănit, ne îmbrățișăm și ne cerem iertare și spune el, de când ne-am căsătorit, niciodată n-a pus soarele peste mânia noastră. Apoi, ce-am mai putea face? Să nu ținem seama sau să nu ținem evidența greșelilor celuilalt. Sunt persoane care alcătuiesc un adevărat pomelnic cu toate greșelile celuilalt de când l-au cunoscut până acum. Odată doi soți discutau între ei și unul spune, eu am o nevastă, e istorică.
acum istorică, poate ai vrut să spui isterică, nu, e istorică. Păi cum așa? Păi eu când fac ceva greșit, păi ea mi le amintește pe toate de când ne-am cunoscut până acum. Să nu fim istorici în greșelile celuilalt. Încă ceva. Nu transforma în drame greșelile mici ale celuilalt. A greșit celălalt ceva, spui, întotdeauna faci așa. Tu niciodată nu ești atent. Nu transforma în dramă greșeala mică a celuilalt. Și apoi încă ceva, v-aș invita că atunci când ne rugăm Tatăl nostru, din când în când, să mai inversăm puțin niște cuvinte pe acolo. Și când spunem, în loc să spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, să spunem și nu ne iartă nouă greșelile noastre, precum nici noi nu iertăm greșiților noștri. Și ca să închei, mi-amintesc odată, fiind seminarist, un părinte paroh, era a doua zi de Paști, avea o bucurie pe care voia să o împărtășească cu noi și spune așa: astăzi am fost să vizitez, să îngrijesc un bolnav aici în comunitate și când am intrat în casă l-am salutat, i-am spus Hristos a înviat, la care bolnavul respectiv mă privește și îmi spune: nu răspund. Dar de ce nu răspunzi? Și spune bolnavul: pentru că nu m-am spovedit. Cine nu a experimentat iertarea lui Dumnezeu, nu poate să ierte cu adevărat pe celălalt. Când te lași iertat de Domnul, atunci devii capabil să ierți pe celălalt, pentru că știi ce este iertarea. Când te lași iertat de Domnul, devii capabil să vorbești despre bunătatea și iubirea lui Dumnezeu. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria.